În această dimineață, Marele Grădinar este în adunare. Și doresc ca Duhul Domnului să ne cerceteze în această dimineață și să ne binecuvânteze. Iubiți frați și surori, suntem aici și am vrea ca Domnul să ne vorbească în continuare. M-am uitat la cuvântul din Ioan, capitolul 5, și am privit acolo o imagine și Domnul mi-a vorbit. Apoi aseară am citit în cuvântul lui Dumnezeu și am citit din Roman, capitolul 8, versetul, de la versetul 28. Și am stat și m-am gândit. Și aș vrea ca Domnul în această dimineață să ne vorbească tuturor. Amin. Pentru că avem foarte multe întrebări în viața noastră de zi cu zi. Și când a citit fratele Romeo din Ioan, capitolul 5, am văzut că omul acela de 38 de ani. 38 de ani în nenorocire. Și am stat și m-am gândit și am zis, Doamne, dar de ce așa? 38 de ani, dacă ne uităm în Fapte, capitolul 4, o locul de la Poarta Frumoasă, 40 de ani de suferință, sau chiar mai bine de 40 de ani. Știți de ce? Și noi ne punem întrebări, dar de ce mi se întâmplă mie? Dar de ce a trebuit să se nască la mine în familie? Dar de ce a trebuit să trec prin foarte multe operații? De ce? Le vă spun de ce. Pentru că Domnul nostru Iisus Hristos ne vrea bine. Ascultați-mă ce vă spun. Pe de altă parte, spunea, știți cine spunea? Apostolul Pavel, care a suferit toată viața. Frați și surori, noi ne vedem doar partea noastră, aceasta fizică. Știm, venim la biserică, postim, ne rugăm. Și noi ne gândim că toate lucrurile sunt în regulă cu noi, fiecare dintre noi. Pentru că vă spun că și eu mi-am pus întrebarea asta, vă spun. De ce a trebuit să se întâmple asta? Vă spun că partea cealaltă, mai există o parte pe care tu și eu nu o vedem. Dar o vede numai Hristos. Aleluia! Și El vede multe lucruri în viața ta și în viața mea care ar putea să ne depărteze de calea Domnului. Ascultă-mă bine. Multe lucruri care le vede numai Dumnezeu, că peste timp, peste ani, peste vremi, vede numai Hristos. Cel care are ochii ca para focului. Și îți pui întrebarea, de ce mi s-a născut fata bolnavă? De ce mi s-a născut copilul bolnav, băiatul? De ce trebuie să trec? Și ascultam o mărturie și o spunea fratele Romeo despre o soră care 2 ani zi la zi sau 2 ani, dacă nu greșesc eu, a stat numai în spital. De ce? Pentru că scopul lui Hristos pentru tine, pentru mine, pentru sufletul tău și pentru sufletul meu, este să-L salveze și să-L mântuiască. Aleluia! Aleluia! Că dacă ologul acela de la Poarta Frumoasă, dacă slăbănocul de la Scăldătoare nu s-ar fi născut slăbănoc și cu probleme, omul ăsta niciodată n-ar fi alergat la Scăldătoare. Nu-i așa? Aleluia! Dacă toate ne-ar fi mers
ascultați-mă, soțul tău, om care să muncească, să aducă toate la acasă, să nu-ți lipsească nimic. Copiii tăi să învețe, să fie cuminți, să fie ascultători, să nu-ți creeze probleme. Casa ta să ai o casă pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Toate mașini, haine, lucruri. Știi ce spun eu ție? Tu nu ți-ai mai fi ridicat ochii, Iisus. Nu le mai fi căutat, Iisus. Ascultați-mă ce vă spun. Știți ce ne împinge de multe ori să căutăm? Să alergăm la Domnul. Poate suferința, necazul, încercarea, Dumnezeu să se îndure de noi. Amin. Și de sufletul nostru. Aleluia! Predică Apostolul Pavel. Și uitați-vă Fapte, capitolul 14. Om care a lucrat Dumnezeu cu el, care se ruga pentru basmale, se ruga pentru batiste, șervețele și se apungeau bolnavi și bolnavii căpătau vindecare. Ascultați-mă, umbra lui Petru trecea și oamenii căpătau vindecare. Iubiți frați, și am stat și m-am gândit în viața Apostolului Pavel. Și știți ce spune Apostolul Pavel? Că avea și el o problemă de sănătate. Sau poate mai multe. Și s-a rugat, scrie în 2 Corinteni, capitolul 12. De câte ori? De trei ori. Dar de ce nu l-a ascultat Domnul? De ce nu l-a ascultat Domnul? Știți de ce? Uitați-vă. Haideți să ne uităm în cuvântul Domnului în această dimineață. Și ca să nu mă umflu de mândrie. Uneori vine o situație peste noi. Și auziți de ce vrea Domnul să ne scutească. Și ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țăpuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. Știți care era pericolul pentru Apostolul Pavel dacă s-ar fi însănătoșit la rugăciunile lui? O spune el, nu o spun eu aici. Se îngânfa, nu-i așa? Dar Domnul îi spune așa. Și auzi ce spune Pavel. De trei ori am rugat pe Domnul să-mi ia. Și el mi-a zis, Pavele, harul meu îți este chiar jos. Căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Partea pe care noi nu vedem o vede Hristos. Și El vrea să nu se piardă nimic. Aleluia! Să nu se piardă sufletul tău. Să nu se piardă sufletul meu. Un mare profesor predica versetul acesta din Roman, capitolul 28, și spune el, pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre bine. Celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Și l-a predicat, a stat de vorbă cu studenții și a trebuit să plece. Când să plece spre casă, s-a întâmplat un mare accident, un tragic accident. Și au aflat studenții. Veni salvare, l-au luat și toți studenții, echipa de studenți s-au dus la spital. Și pe lângă, trecea cu targa, medicii cu el pe targă, el din agonia aia accidentului și poate a morții, a văzut că sunt studenții la căpătul lui și erau lângă el. Și au zis ce spune așa. Versetul din Roman 8:28 rămâne valabil. Ne punem întrebarea de ce? Pentru că Domnul te vrea cu gelozie. Pavel vine și spune în Fapte, capitolul 14, predica la Derbe. Om care s-a întâlnit cu Hristos, om care
avea experiență, om care a văzut vindecări, minuni, iubiți mei. Și el spunea bisericii, el spunea fraților, că spre împărăția lui Dumnezeu se ajunge prin multe, prin multe necazuri. Lăudați să fie numele lui Iisus. De ce ne punem noi? Dar de ce trebuie asta? Dar de ce? Și noi ne gândim, dar va fi la lung. Dar de unde știi tu? Cât va fi lupta ta, suferința ta, proba ta, încercarea ta? Că vrea Domnul să ne țină acolo pe cale. Dragii mei, ascultați-mă! Domnul mi-a vorbit aseară din cuvântul acesta. Am citit în mod special cuvântul acesta. Duhul lui Dumnezeu mi-a spus. Și am citit acest pasaj și am zis, Doamne, ce să spun? Să spunem și noi, ca și Habacuc. Nu? Habacuc, capitolul 3, versetul 17. Auzi ce spunea el. Păi slujesc pe Domnul când toate sunt bune și când merge bine, nu? Când toți copiii sunt puși la punct, când familia e perfectă. Și auzi ce spune el aici. Chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Versetul 18. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Amin! Glorie Domnului! Trăiască numele lui Iisus! Pentru că tot ce face El și ce se întâmplă în viața ta este spre binele tău și al meu. Iubiții mei, când băiatul meu Iosua, la 18 ani, imediat după ce s-a căsătorit, un copil sănătos, un copil care arăta foarte bine din punct de vedere fizic, nu slăbănoc, nu ascultați, subit, s-a îmbolnăvit într-o dată. Într-o perioadă scurtă, relativ foarte scurtă perioadă, a slăbit 25 de kilograme. Și mergeam din spital în spital cu medici, din medic în medic, și nimeni nu spunea nimic și nu putea să le spună ceva. Știi numai Dumnezeu cum intram singur într-un loc și stăteam și mă gândeam și poate mi-am pus foarte multe întrebări. Dar am înțeles din cuvânt că avea Domnul multe la mine să schimbe viața mea. Și pe lângă că viața mea și în viața lui. Suferința nu e o pedeapsă pentru oamenii bucăriți. Nu. Ci suferința este un echilibru. E fiat de calea de credințe. Da. E un echilibru de calea credințe. Mă uit la o văd pe Silica în casa Domnului. Și poate și-a pus întrebarea de ce s-a întâmplat situația cu soțul ei, cu soții, că a plecat la Domnul. Vă spun eu de ce. Și poate, probabil că au înțeles și ei. Că dacă n-ar fi plecat Sorin, poate David n-ar pune mâna pe plug să slujească și toți copiii să se apropie de Dumnezeu. Domnul vrea să nu se piardă nimic. Are scopul lui, are planurile lui. De a ne ține acolo! Vorbeam și cunosc situația fratelui meu Samir din adunare. De când s-a născut Manu în familia lor, a fost numai durere și necaz.
nu știu câte operații a avut. Și cineva l-a întrebat dacă e fericit. Și a zis, nu pot să spun că sunt fericit. Ori de câte ori vin de unde vin și îl văd pe mână, mi se taie tot. Iubiți frați, știe Dumnezeu cum să lucreze pentru fiecare. Rămâne lângă El. De a-L iubi pe El. De a-L sluji pe El. Și de a-L binecuvânta. De ce? Că pentru că El scrie aici în Biblie. Eu am gânduri de pace pentru voi și nu de nenorocire. Chiar dacă nouă, aparent, ascultați-mă aici, ne e greu să ne ocupăm de un copil cu probleme. Ne e greu să trecem prin anumite situații, dar lucrurile acestea ne apropie mai mult de împărăția lui Dumnezeu. Pentru ce te-ai pocăit? Te întreb în această dimineață. Pentru ce m-am pocăit? Pentru cine am pocăit? Noi nu-L condiționăm pe Dumnezeu cum să lucreze în viața noastră. De a înțelege voia lui Dumnezeu este mare lucru, să stai la îndemâna lui Dumnezeu. Să accepți voia lui Dumnezeu chiar și atunci când nu-ți convine. Tu n-auzi că Dumnezeu încearcă tot să dea scura jos de pe noi, de pe fiecare. Și dacă stau și mă uit în viața mea, în viața familiei, a copiilor mei, nu există dată copil să nu treacă în felul lui prin încercare. De ce? Că le vrea pentru împărăția lui. Că dacă toate ar merge numai frumos, am trăit ca și saducheii, oameni morali și atât. Dar oameni care nu cunoaștem nici cuvântul și nici puterea lui Dumnezeu. Încercarea te duce spre credință, te duce pe calea aceasta a apropierii de Domnul. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Uitați-vă ce spune Apostolul Pavel aici. Eu, zicea el, versetul 18, socotesc că suferințele din vremea de acum, adică cât ești pe pământ, că-i 10 ani, că-i 15, că-i 20, că-i 30. Auzi ce spune? Nu-s vrednice. Mame care vă ocupați de copii cu probleme. Ca și sora Cami, ca și sora Cornu, și ca și tați. Încă puțin. Și auzi ce spune? Nu-s vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Ne vrea pentru ce? Ne vrea pentru împărăția lui Dumnezeu. Tu ai o chemare specială. Iubiții mei, avem o chemare specială cu toții. Mă gândeam în viața lui Iosif. Iosif care a vrut să-și trăiască viața curată, în curăție, în sfințenie. Era model în casa lui Iacov. Model. Și el a trebuit să sufere cel mai mult dintre toți ceilalți copii. V-ați gândit la asta? Ce întrebări și-o fi pus Iosif când a ajuns să fie vândut de frații lui? V-ați gândit? De ce să sufere să ajungă rob? De ce să ajungă în închisoare? Pentru ce? Geneza 50, versetul 20 și 21. Auzi ce spune aici? Că de ce îngăduie Dumnezeu să treci prin necazuri în familia ta? Voi, spunea Iosif, murise deja Iacov. Negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede astăzi. Nu vedea nimeni. N-a văzut nici Iacov, nici frații lui. Dar a văzut Dumnezeu peste vremi. Haleluia! Auziți? Și anume să scape viața unui popor în mare număr. Și versetul 21. Fiți dar fără teamă, că
căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri și le-am mângâiat și le-am bărbătat inimile. După 13 ani de închisoare, de suferință, de robie, așa lucrează Dumnezeu. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile, dar eu vă întreb ceva, când Dumnezeu lucrează în felul acesta în dreptul nostru a tuturor, credeți că greșește Dumnezeu? Haideți să ne uităm în Eclesiastul capitolul 3, da? Și auzi ce spune cuvântul Domnului. Pentru că noi trebuie să credem cuvântul acesta. Versetul 11. Orice lucru El, cine e? Dumnezeu. Aleluia. De la creație. Orice lucru El, Dumnezeu, mărire Lui, îl face frumos la vremea Lui. A pus în inimă, chiar și, în inima lor, chiar și gândul veșniciei. Măcar că omul nu poate prinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Auzi ce spune versetul 14. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dă-i în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și de scăzut. Amin. Așa că toți care mai trecut și trecem prin anumite situații, nu mai puneți întrebări. Amin. Ci acceptați și să acceptăm cu toții voia lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Pentru că Dumnezeu poate schimba lucrurile când hotărăște El. Noi, și vă spun așa cum gândim noi toți, apare o situație în viața noastră, imediat ne comparăm cu cineva asemănător. Dar uite, eu voi suferi așa, 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 așa și așa. Nu e așa? Tot în viață. Va fi pediață, va fi așa. Nu e adevărat. Dar de unde știi tu că mâine Dumnezeu poate schimba lucrurile? Și cu situația ta și cu problema ta poate să facă Dumnezeu o minune, să se proslăvească numele Domnului. Aleluia! Când s-a născut orbul la Ierusalim, spunea ucenicii, l-au întrebat, cine, de ce s-a născut așa? Cine a păcătuit? El sau părinții lui? Că noi suntem experți din a gândi, din a judeca în felul acesta. Și Domnul Iisus vine așa și demulează întrebarea lor. Și auzi ce spune Domnul? N-a păcătuit nici el și nici părinții lui. Dar de ce s-a născut așa? Ca să se arate slava lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Că Dumnezeu poate lucra oricând. Noi, ascultați-mă, surori și frați cu toții, care încă suntem în anumite prelucrări și modelări lui Dumnezeu, noi trebuie să avem încredere și credință în Dumnezeu până în ultima clipă. Amin? Că uitați-vă, 38 de ani, mai bine de 40 de ani și așa mai departe. Iubiți frați! Și cu unul și cu altul. S-a întâmplat minunea lui Dumnezeu. Se poate întâmpla și minunea în familiile și în viețile noastre, crezând în puterea lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul. Am citit despre Fanny Crosby, o englezoaică, când s-a născut în familie în urmă cu prin anii 1800-1900 și un pic. Medicina nu era așa de avansată și la 3 luni a răcit foarte grav, părinții au pus ceva picături în ochi și au urmit de la 3 luni. După ce a început să crească, părinții ei au murit amândoi. A crescut orfană. Oarbă completă. S-a întâlnit cu Domnul și a început să scrie 8.000 de imnuri de cântări. Ca și Niculiță Moldovanu, de altfel. S-a căsătorit cu un orb și la scurt timp din nou soțul ei a murit.
Și spre bătrânețe cineva a întrebat-o: care e dorința ta? Și care e dorința inimii tale? Și știi ce a zis ea? Că atunci când îmi voi deschide ochii prima dată să-L văd pe Hristos. N-a gândit, n-a murmurat, n-a judecat. De ce mi se întâmplă mie toate acestea? Mă gândeam în viața lui Rut, moabita. Se duce Naomi cu soțul ei din Betleem, se duce în Moab. Acolo îi moare soțul și mor și cei din copii, nu? Se căsătoresc și din copii și mor. Orpa și Rut. Și Naomi a trebuit să o trimeată pe Orpa la Dumnezei ei, la părinții, a trebuit să o trimeată și pe Rut. Dar Rut, știu, nu arată cât a trăit cu soțul ei. În scurtă perioadă, foarte scurtă. Și uitați-vă ce plan avea Dumnezeu. Probabil o fi zis și ea, venit necazul, suferința. Ea nu s-a mai dus la Dumnezeu ei, pentru că caracterul lui Naomi, viața ei creștină, i-a schimbat starea acestei femei, deci pe Rut, i-a schimbat starea ei prin trăirea lui Naomi. Și a zis: Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde te vei duce tu, mă voi duce și eu. Unde vei muri tu, voi muri și eu. Și aparent, în ochii noștri, Dom'le, femeia asta și-a ratat viața și viitorul. Dar uitați-vă ce plan avea Dumnezeu, să ajungă în Betleem. Și din Betleem să ridice Dumnezeu chiar spița Domnului Iisus, de unde trebuie să se nască Mântuitorul. Iubiți frați, pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Pe aceea pe care i-a cunoscut, versetul 29, mai dinainte, i-a și hotărât, mai dinainte, i-a și chemat, și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, și pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Trăiască Domnul! Ne-a cunoscut, nu? Ne-a cunoscut pe noi, înainte! Înainte să te fi născut tu. Înainte, spunea David în Psalmul 139, că nu eram decât un plod, fără chip. Ochii tăi mă vedeau. Și uitați-vă ce scrie în Efeseni, ce plan avea Dumnezeu cu noi. Spune cuvântul Domnului, versetul 4, Efeseni 1 cu 4. În El Dumnezeu ne-a ales. Fiți foarte atenți. Înainte de temerea lumii. Lucrurile pe care noi oamenii nu le înțelegem. Dar luăm cuvântul și credem cuvântul lui Dumnezeu așa cum este. Ca să fim ce? Sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcerii a voii sale, mărit să fie Domnul. Dumnezeu te-a cunoscut, a hotărât ca prin probele și încercările prin care trecem de-a lungul timpului să semănăm cu El. Amin. Asta urmărește Domnul. Cu Iisus, ca El să fie Cel dintâi în viața noastră. Auzi? Să nu mai e pe altcineva. Nu-i așa? Cel dintâi cine trebuie să fie? El, mărire Lui. Uitați-vă ce scrie cuvântul Domnului. Coloseni, capitolul 1, spune așa, 17 și 18, El, Iisus, este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Adică nu vine nimic la întâmplare, nimic, nici la tine, nici la mine, la niciunul. Și auzi ce spune cuvântul. El este capul trupului al bisericii, El este începutul cel întâi născut dintre cei morți. Pentru ca în toate lucrurile, ca în toate
lucrurile din viața ta, din casa ta, din familia ta. Ăsta-i scopul lui. Să ai pe El întâietate. Aleluia! Mărit să fie numele Domnului și binecuvântat să fie Domnul, care e minunat felul cum El lucrează. Trăiască numele Domnului. Înțelegeți, dragii mei? Pentru că spune Biblia, 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18. Auziți ce spune Biblia? Auziți? Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați. Aleluia! Și suntem schimbați. Ăsta e scopul Lui. Scopul probelor, a încercărilor din viața noastră. Să fim schimbați în același chip al Lui. Din slavă în slavă. Prin Duhul Domnului. Aleluia! Tu vrei altceva? Eu vreau să fiu schimbat. Așa cum spune cuvântul acesta. În același chip al Lui. De a semăna cu El, lăudat să fie numele Domnului și binecuvântat să fie numele Lui Iisus. Să fie primul în viața ta. Doamne, ajută-ne la asta. Amin. Și apoi versetul 30 și mă duc spre încheiere. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Aleluia! Fără să faci tu nimic decât să crezi în El, în jertfa Lui, trăiască numele Domnului. Uitați-vă ce scrie Roman, capitolul 9, citesc de la versetul 21. Și auzi ce spun. Nu este olarul stăpân pe lupul, pe lutul lui, ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuințare de cinste, și un alt vas pentru o întrebuințare de ocară? Și ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arate mânia și să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei făcute pentru pieire și să-și arate bogăția slavei Lui față de niște vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă? Vorbesc, auziți ce zice, despre noi vorbesc. Astfel, versetul 24, El ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri. După cum zice Nosia, voi numi popor al meu pe cel ce nu era poporul meu și prea iubită pe cea care nu era prea iubită. Și acolo unde li se zicea, voi nu mai sunteți poporul meu, voi fi numiți fii ai lui Dumnezeu, a Dumnezeului celui viu. Trăiască numele Domnului! Isaia, de altă parte, strigă cu privire la Israel. Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămășița va fi mântuită. Căci Domnul va împlini pe deplin și repede pe pământ cuvântul lui. Și cum zicea Isaia mai dinainte, dacă nu ne-ar fi lăsat Domnul să avem o sămânță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat ca Gomora. Deci ce vom zice? Auziți, neamurile care nu umblau după neprihănire au căpătat neprihănirea și anume neprihănirea care se capătă prin credință. Și de neprihănirea aceasta e vorba despre noi, dragii mei, nu despre evrei, ci despre neamuri. Lăudați să fie numele Domnului. Ăsta e cuvântul atât de minunat. Că a venit și ne-a socotit neprihăniți, binecuvântat să fie numele Domnului. Și Romani, capitolul 3, vorbește despre o neprihănire care se capătă prin credință, de la versetul 3. Romani, capitolul 3, de la versetul 21. Binecuvântat să fie Domnul. 21, versetul. 3:21. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii și două, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos,
pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Amin. Iubiții mei, pentru aceasta, asta e scopul lui Dumnezeu cu privire la fiecare din noi. De a ne face neprihăniți. Măriți să fie numele Domnului. Și cuvântul Domnului spune așa. Deci, versetul 31, și vă rog să ne ridicăm înaintea Domnului, spune așa. Ce vom zice noi în fața acestor, tuturor acestor lucruri? A încercărilor, a necazurilor, a probelor, ce vom zice noi? A lucrărilor, cum lucrează Dumnezeu în preaștiința Lui minunată, ce vom zice noi? Auziți ce spune cuvântul Dumnezeu aici, versetul 31. Dacă Dumnezeu este pentru noi, aleluia, nu te mângâie cuvântul ăsta? E Dumnezeu pentru tine. Se scoate, Dumnezeu stă și înainte să te scoți, tu e Dumnezeu care vechează peste tine, peste viața ta, peste casa ta. E Dumnezeu care îți poartă de grijă în încercarea ta cu problema, cu copilul, cu nevasta, cu soțul. E Dumnezeu lângă tine. Că de-aia ai rezistat până astăzi. Dacă Dumnezeu e pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Și poate să se ridice iadul. Pot să se ridice duhurile, pot să se ridice demonii. Dumnezeu are control la toate lucrurile. Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeu. El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Aleluia! Toate lucrurile! Spune David în Psalmul 23, Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. Adică nici de binecuvântările Lui, dar nici de încercările Lui. Nu-i așa? Că asta e viața de credință. E o mare problemă dacă viața ta merge așa în toate lucrurile ca pe flori. Acolo e o problemă. Pentru că Dumnezeu are scopul de a ne modela, de a ne prelucra și de a ne da forma chipului Său, lăudat să fie numele Lui Iisus. Dragii mei, indiferent în ce situație și încercare te afli, Dumnezeu din cer este cu tine și cu mine. Și cuvântul Domnului spune aici, cine ne va despărți pe noi de Domnul nostru? Cine? Cine ne va despărți pe noi de dragostea asta lui Dumnezeu? Vine o încercare, o probă, moartea, foametea, prigonirea, lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia, și 36. După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat, și 37. Totuși, în toate lucrurile, auziți, luați versetul acesta ca motor. Suntem mai mult decât biruitori prin acela prin care ne-a iubit. Adică prin Iisus, trăiască Domnul. Și 38. Că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare. Și 30. Nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Mărit să fie Domnul! Pentru că cu cât probele, încercările în viața noastră, cu atât ne apropie Domnul mai mult de cine. Lăudați să fie numele Lui Iisus. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să înțelegem voia Lui Dumnezeu, să acceptăm voia Lui Dumnezeu în viața noastră și să vedem și să așteptăm minunile Lui Dumnezeu în viața noastră, că este spre binele nostru și nu spre rău. Amin.